La începutul lunii octombrie, Spitalul Providența din Iași a demarat o campanie de luptă împotriva cancerului de sân, numită Depistat la timp, îl putem învinge împreună. Cu această ocazie, reprezentanții unității medicale au prezentat avantajele mamografiei cu tomosinteză, investigație care poate fi realizată la Spitalul Providența cu un mamograf de ultimă generație. Prin purtarea de grijă și bunăvoința înalt preasfințitului Teofan, arhiepiscopul Iașilor și Mitropolita Moldovei și Bicovinei, am reușit să achiziționăm la Spitalul Providența un mamograf modern. Prin acest aparat performant și prin colegii care lucrează, care încadrează și lucrează în acest domeniu, sperăm să îndulcim și noi puțin suferința bolnavilor care suferă de neoplasm mamar, în primul rând prin depistarea precoce a acestuia și apoi luarea măsurilor care se impun a sancțiunii terapeutice, chirurgicale sau de altă natură în funcție de caz. În cadrul campaniei, joi, 5 octombrie, a fost inaugurat Centrul de Examinare și Diagnosticare în Patologia Glandei Mamare. Mamografia este o metodă imagistică de examinare a glandei mamare, care are ca scop principal depistarea leziunilor suspecte de malignitate și detectarea în stadii incipiente a cancerului mamar. Multe din leziunile suspecte de malignitate, fiind în stadii incipiente, sunt de dimensiuni foarte mici și când avem un țesut cu structură glandulară bogată, aceasta poate masca modificările suspecte de malignitate. Până la finalul lunii octombrie, în contextul campaniei de conștientizare a importanței controlului efectuat la timp, personalul medical va oferi informații persoanelor interesate de serviciile medicale oferite de centrul inaugurat astăzi, dar și detalii despre rolul ecografiei mamare.